Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, astăzi magni să facem o călătorie în timp să vedem cum arăta YouTube la momentul în care a apărut. Prima variantă de YouTube, beta 2.0, înțelegeți ideea. Mașina timpului nostru se numește Wayback Machine, acesta este site-ul. Am mai făcut un videoclip cu acesta când am căutat vechiul canalul Codrin, ăla care a fost șters. Hai să intrăm, deci scriem aici adresa, văd că am mai căutat, mi-arată niște videoclipuri. Hai să scriem www.youtube.com. Hai să dăm Browse History să vedem. În caz că nu știți cum funcționează site-ul acesta, se bazunează pe un fel de screenshot-uri sau snapshot-uri, ceva de genul. Ideea e că nu e doar o imagine, poți să dai click să intri pe videoclip, bla bla bla. Deci vedeți aici YouTube-ul cum era. Văd că a crescut numărul de screenshot-uri făcute de la an la an, s-a oprit pe la 2014, au început să fie pauze, a scăzut mult 2017 și a început să urce iar. Nu înțeleg de ce, probabil că s-au șters clipuri multe în perioada asta, canale, habar n-am. Hai să vedem cum era YouTube în prima sa variantă. Cum a evoluat YouTube-ul? Primul screenshot, 28 aprilie 2005. Hai să dăm click să vedem cum este. O să dureze un pic să încarce pentru că na. Este site-ul vechi, dă flash player-ul. Ia, cum arăta. Ce dracu? I-mail. Caut. Da, mă, bagă flash-ul. Sper că nu se aude tare culorul pe fundal, PC-ule, tăși din gură. Așa. Deci cam așa arăta YouTube. Puteai să-mi pun, deci, username, parolă, sunt bărbat, sau femeie, aici nu era și other, cum e acum. Mă rog, în caz că nu știi în Germania, poți să pui că ai copilul male, female sau other sau ceva genul. Caut așa, vârsta cu tare, deci era mai mult rețele socializare YouTube-ul, văd, dar are și videos, ia. Dacă dau pe videos, nimic, deci nu sunt. Hai să dau înapoi. Deci cam așa arată YouTube-ul, părea mai mult o rețea de socializare. În fine, cred că de-a lungul anilor arăta la fel, aici văd că sunt mai multe screenshot-uri. Hai să vedem în august, peste 4 luni, cum s-a metamorfozat YouTube-ul. Ia să vedem, tot la fel arăta ca o rețea de socializare. No, ia uitați-mă că s-a schimbat. Dar probabil unele videoclipuri nici nu mai există acum. Văd că erau cu rating, cu stele, ultimii user online, am înțeles, descriere, așa, dar thumbnail-urile nu mai us. August Video Contest, mă, multe chestii erau. Bine, probabil că pe vremea asta nici măcar nu, probabil că multe clipuri de aici nici nu mai există, ea, dacă dau click pe ele, nici nu mai există. Ori fost șterse, n-au salvat ăștia atât de amănunțit, acum nu știu cum e treaba. Ăștia există de atâta timp și au făcut screenshot-uri sau cine știe. În fine, hai să vedem la finalul 2005 cum arăta minunatul nostru site, care acum nu mai trimite notificările când aplaudează cineva ceva. Hai mă, hai încarcă-te. Avem și orele, ora 5:30 dimineața și ora 11:30. Ora americanilor sau de când e site-ul ăsta. Broadcast your save, watch and share your video worldwide. Dar ciudat că la început zice că are rețea de asta de dating. Da, vizualizările nu le spune. Uite, 12.300 views acum 3 zile. 2 zile în urmă, 14.000 de views. Ia uite mă, făcea lumea views. Hai să dăm așa. 1 ianuarie 2006. Cum arăta YouTube-ul? Să se încarce. Hai, încarcă-te. 1 ianuarie 2006... Ăsta era YouTube, 13 ore, 800 de views, cam așa este și acum, cel puțin în cazul meu. Hai să dau înapoi pe calendar, cum dădea mă că nici mai știam. A, așa pot să mai derulez eu, nu? Interesant, unde am dat acum? 29 mai, ia să vedem. Stai că avem și thumbnail-uri. 63.000 de views în 2006. Mamă, e ca lumea așa. Dacă îi dau așa, ia. O să vă video-ul. O mai este video-ul ăsta pe YouTube? Hai că văd că se încarcă ceva, dar era cam ciudată interfața. În fine, cred că așa era până să-l cumpere Google. Nici nu știu. Ia, insane
Japan Pop Girls. 158.000 de views în 2 zile. Ma. Deci lumea vă că se uită pe aici. O lună 120. Deci se făceau view-uri în perioada aia. Să-mi bat picioarele. Hai să dăm spre 2007. Hai de cum era în 2007 YouTube-ul. Cred că ia uite, văd că am și taguri pe acolo. Noob, DBZ, Battle, Around, Hip. Mamă, Children. Uite chestii erau pe aici. Yeah, Black Button, Short Film. Da, sunt bau de am văzut. Bine, astea sunt oricum melodii vechi, probabil. Pitbull and Chicks. Un pitbull care se joacă cu găinușele, mișto. Uite, știu, 1 milion de views. Dar zice când a fost postat. Nu mai zice acum, nu, uite, 1 milion de views. Faci în 2007, era ceva. Deci la noi în România nici măcar nu exista YouTube în perioada aia. Ăsta e YouTube-ul. Mamă, dar cât s-a schimbat. Și la început era o rețea de dating în pana mea, YouTube-ul. Bine, oarecum, într-adevăr, a început să se întoarcă la origini de vezi o grămadă de curve pe YouTube în ziua de azi. Deci s-a întors la origini. Nu zic că toată lumea care umblă pe site-ul de dating caută curve sau cele care stau pe dating sunt niște curve. Dar zic ca idee așa, căutai gagici, n-a ca cum găsești gagici. Și nu trebuie să le întrebi când s-au cordit, dacă se cordează, zic ele direct așa. Că atât le duce capul, atât știu ele. În fine, poate că sunt cam frustrat. Azi de pe aici, nicio schimbare. Cam așa, promot videos, categorii, channel. Ia channel-le, pot să văd? Explorăm YouTube. Deci cum a evoluat YouTube? Iată, canale. Ce canale erau pe aici? Înregistrat acum o lună, 180 de mii, așa. Uite, 2000 de subscriber, 4000 de subscriber. Aveau ăștia. Asta văd că face twerk. Deci stă cu curul la cameră. Are, aia că existau panarame și atunci aia. Sau for movie, ia uite mă. Am crezut că erau abonați. Deci 2400 de abonați, aia că avea lumea subscriberi în perioada aia. De mai departe, 2008. Cred că prima oară când am intrat vreodată pe YouTube era 2008 sau 2009. Țin minte că mai căutam de-astea failuri, bla bla bla. 2008, 2009, 2010, pe acolo. Facebook Gangsta, deci exista Facebook pe atunci. Făcea lumea views, deci lumea făcea views încă din primii ani ai site-ului. Oricum, a crescut foarte repede, mi se pare, după ce l-a cumpărat Google. Stai că ziceam mai devreme că poți să te rugheți cu Google-ul. Oricum, i-a luat destul de repede Google, că avea nevoie de platformă de videouri. Ia-ți dăm în 2009. Dați seama, deci site-ul ăsta are 14 ani vechime. Am uitat ce dată era pe aici. Am uitat ce dată, ia stai. Dați un pic. Deci, a făcut 14 ani YouTube sau stai? Că nu mai țin minte ce dată era când s-a făcut primul screenshot. Puteam să caut pe Wikipedia, dar-s curios. Deci, primul screenshot vreodată cu YouTube. Dar nu ce dată, 28 aprilie și noi suntem în 10-a. Deci YouTube-ul a făcut 14 ani. Îți dai seama, deci așa arăta YouTube acum 14 ani, o rețea de dating, efectiv. În fine, hai că aici s-a mai schimbat. Videos begin to watch, main watch now. Au 276.000 de views, 3, au astea văd că n-au... Tablile să dau click pe vreun video, te trezești că mi-au acum copyright. M-am dat ce... De asta avea. A, dar mă dă cum e acum. Așa e și acum, parcă. A, ziceam că mă dă cum era pe atunci. Că nu cred că era așa atunci. For over. În fine, deci ăsta era YouTube. Hai să mergem mai departe. Spre finalul 2009. Cum arăta? YouTube-ul nostru mult iubit. Recomandate, deci avea secțiuni de recomandate YouTube. Și lumea posta, adică lumea se ținea de treabă. Cred că în perioada asta puteai să postezi și voi tu, că nu erau atâtea restricții și căcaturi de genul. Hai să dăm în 2010 cum arăta YouTube. N-am pus și o muzică pe fundal acuș. Poate pun ceva de tare, dar cred că l-am luat de direct așa, că mi-e lene.
Story review, doar 5.000 de... Because you watch. Nu, nu l-am văzut. A văzut ăsta, te-a făcut screenshot-ul. Mare parte văd că sunt astea aia. Music Thursday. Interesant așa. Documentar Israel. Adon Mikey, dar văd că mare parte sunt astea în engleză. Nu prea... Uite aici ceva... Cu caractere de-astea asiatice. Try YouTube in a new web browser. Deci puteai să-ți downloadezi Google Chrome în 2010. Și arăta YouTube. Dar dacă dau... Ia, ce trebuie face butonul ăsta? Loading. Ia, ce se întâmplă? Ah, pot să-l văd. Ah, deci așa arăta un video când e day play. Mm-hmm. Calitatea o schimbai de aici, exista HD. Dar așa era playerul, oare? Da, bă, așa era playerul, mi-amintesc. Te aveam și secțiunea asta în dreapta. Miley Cyrus. 27 de milioane de views în 2010. A, 11. Mișto așa. Deci schimbai calitatea. Watch on YouTube. A, ca să... Pentru răstur... Da, că există. Nări de situație. Tași, mă, din gură cu pariurile tale. Deci există video și acum. Full screen nu, dar... Mamă, n-am uitat de butonul ăsta cum se dădea play atunci. Mamă, ce vremuri. În fine, hai să dau înapoi. 2010. Hai să vedem 2011 cum arăta YouTube. Dacă t-a evoluat site-ul ăsta de la an la an, au adăugat mereu chestii noi. Create account. Selena Justin Brock. Ce știri erau pe atunci, atunci pe asta cu curul în sus. N-aveai treabă pe atunci, puteai să pui ce vrei. Uite, apar și aici titlul de-astea în alte limbi. Transporte publico, spaniolă, ce dracu' e asta? Browse movies. Ia, dacă când voiai să uploadezi un video, cum arăta? Nu merge. Eram curios cum arăta pe atunci când voiai să uploadezi un video. Dai pe pagina lor principală. Tot aici ar să mă dea, nu? Da. Hai să vedem începutul 2012. Pe aici s-a apuc... Au început să apară și ai noștri. Mi se pare că din 2011 era doza de H. Aici era Dani. Începuse să apară Dani pe net. În anul următor a apărut și Codrin. Și mai mulți. Ia uite, Minecraft. Era Minecraft în 2011 acolo. Ia. Uite mă cum arăta. Mamă cum... Ce mișto au făcut aici chestia asta în dreapta. Deci recomandate Hones de așa. From YouTube 2000. Aici a deja devenit o platformă importantă. Ia. Hai să văd ce pot să scriu. A, îmi dă ceva așa? Bă, nu. Hai să scriem. Doza de H. Ne dă? Unlabel. Dani Bennett. No. Vreau să văd cam cum arăta YouTube-ro. YouTube.ro. Exista? No. Deci YouTube pe ro așa nu era. Și cam ăsta era YouTube. Nova 3, dau clip un video. Și cam așa era playerul. Sinon Android Community, că începe să apară smartphone-urile. Aici era butonul de subscribe deasupra, nu era de desubt. Like, dislike, share, report. Comentariile, dar nici n-aveai poză la comentarii. Ia, dacă vreau să las... A, uite, poți să las aici comentarii. Ce-s astea? Show video stats. A, ți-a arătat statisticile. Ia, chestia asta e nouă. Nu știam pe asta. A, asta e Gameloft. E companie de-asta de jocuri de Android. Mi se pare. Uite și tu cât s-a schimbat. Hai să dăm spre finalul 2012. Cât s-a schimbat site-ul ăsta și aveam aici secțiuni deja în 2012. Secțiuni, tot, sport, gaming. Ce vorbești, mă, aveai tot ce trebuie. Kesha, Die Young. Ai, melodia portă pe... Uite, Guess Who. A, stai, nu e la românul nostru. Asta știu că e dintr-un meme. Recunosc mutra aia. Obama, ce era pe aici pe YouTube, perioada aia. Hai să încerc să navighez pe aici. Gaming, film, comedy, sports. Trending.
Deci era trending în afară. Nu știu dacă era așa noi. Nvidia Project... Nu, dar puține views aveau astea. A, pot să caut acum, mă, ia. PewDiePie. Nu-mi dă. Azi dă mai departe. Februarie 2013, când s-a apucat Codrin. Era 7 februarie. Am dat cam mult aici. Cum arăta YouTube 2014? Nu, stai, am dat prea mult, 2013 trebuia. Februarie 2013. Cam așa arată și acum. Adică e aproape de ce e acum, stai. Februarie 2013 era. S-a apucat Codrin. 14 februarie, numai clipuri cu Valentine's Day, uite. Gundam Style-ul ia câte... n-au ca să văd. Deci YouTube în 2013, când au început să apară foarte multe canale și la noi, cam veteranii de acum. O interfață tot așa asemănătoare ca acum, am crezut că ăsta e Vadim, aveam de să adăugăm pe Watch Later și aveam chestiile astea. Channel for You, Machinima sau Machinima, cred că nici nu mai există multe canale de aici. Hai să văd dacă îmi dau acum, că scriu. PewDiePie. Nu, no, nu-mi dă. Deci nu mă las să caut așa chestii pe aici. Uite, Surgeon Simulator. Mă, uite, chestii erau. Hai să dau mai departe. Finalul do... Hai să dau cam când am început eu să folosesc, să mă uit mult pe YouTube. Hai să zicem octombrie 2013. Cam perioada aia, toamna spre finalul anului. Am început eu să... A, uite, mai aici Gundam Style-ul. Nu mă las să dau așa mai departe. Music, ia uite. Ia, Wrecking Ball, ce mai apurse pe aici. Kanye West wants to talk more about the French and American paparazzi. Ce chestii erau pe aici. Mai apare aici Gundam Style-ul? Nu-l mai văd. Stai să dau o dată în urmă. Mai să văd câte views avea Gundam Style în 2013. Ții minte că ăștia au făcut miliardul în de sfârșitul lumii, în 2012, atunci ce era 22 decembrie 2012 sau ceva de genul. A fost sfârșitul lumii, unul dintre ele. Și atunci făcuse miliardul. Hai să văd dacă pot să văd asta. Vedeau că se încarcă. Deja filmez de 17 minute, sper că nu v-am plictisit. Dar taci odată, pisit în pit. Hai că aici văd că nu se încarcă. Hai să dăm când m-am apucat eu să consum YouTube, ca să zic așa, să mă uit la videoclipuri. Deci avea deja în ce aici? 1 februarie 2013 1 miliard 200 milioane. Deci pur și simplu o grămadă de vizualizări și făceai în 2013. Și sunt alții care nici acum nu fac miliardul și făcea ăsta. Băi, de apreciat. Bine, a fost în trecut de mult. A fost trecut de See You Again și de Despacito și parcă și de Shape of You. Nu sunt sigur. Cât a evoluat lumea. Și dacă dau play, acum scuze dacă vizualizarea de aici se pune doar pe site așa sau se pune pe... Dar nu se aude. Ba, se aude. Mamă, ce vremuri cât ascultam Gundam Style când eram mic. Cred că v-am surzit deja. Și ce butoane erau? Nu-i playerul de la YouTube. Cred că e playerul de la asta. Nu mă las să folosesc playerul ăla clasic. Aici pot să văd screenshot-uri cu Gundam Style. Yeah. Hai să văd primul screenshot cu Gundam Style-ul. Că practic când zici YouTube, zici Gundam Style, unul dintre cele mai vizionate videouri. La început algoritmul YouTube nici nu putea să înregistreze câte views făcea. Deci când s-a uploadat Gundam Style-ul? De la Psy sau cum i s-o citi numele. Văd că mai avea melodii. Avea doar deci Gundam Style-ul avea doar 300 de view-uri. Cred că astea sunt lyrics-uri sau sunt fără, cum se cheamă, fără video, habar n-am. Deci video acesta avea 300, doar uite bă, făcea like-uri și pe atunci. Deci,
publicat pe 15 iulie și screenshot-ul e fix de atunci. Deci, în ziua asta s-a uploadat Gundam Style. Și astea sunt comentariile de atunci. Deci se poate spune că am fost martor când s-a uploadat Gundam Style pe YouTube. Mamă, simt că am călătorit în timp. În fine, hai să revenim la oile noastre la YouTube. Hai că încep să asemene logurile acum. Bun. Parodie la Wrecking Ball pe Omegle, că era foarte folosit Omegle-ul atunci. Hai să vedem. Popular on YouTube. Popular. Un puțin accent și ia uite cât seamănă cu acum. Cu ce acum. Era muzică, ce muzică era pe atunci. Dar mă că nu merge să căutăm aici pe butonul de search. Ia. Satana. A scris Ataba. Dar nu merge. Butonul ăsta e search. Hai să mai dau o dată înapoi. Pe tabul ăsta e populare și hai să ajungem la... Sau ia hai să mă loghez atunci asta. Ia stați că mă loghez. Hai să văd ce se întâmplă când mă loghez. M-a băgat pe YouTube normal dacă m-a logat. Hai să dau înapoi aici. A zis că merg să mă loghez așa în timp să facă... Dacă nici nu știu dacă aveam contul ăsta atunci, dacă aveam e-mailul ăsta. Și așa arăta YouTube la finalul lui 2013. Trecem în 2014, cam când și-a făcut Codrin nou canal. Na, asociez și YouTube-ul cu ce mi-am amintit și eu. Ia uite, deci e ca acum aproape. Atât că n-au băgat interfața să o faci neagră de zici că sunt pe RedTube. Și chiar te mișto interfața asta neagră. Da, YouTube în 2014 deja a început să... Ia, PewDiePie avea în 1 august 2014 doar 29 de milioane de abonați. Aproape 30 de milioane de abonați în 2014. Și acum are, face 100 anul ăsta. Deci, ca idee, cât a evoluat? Câți ani dracului sunt? 5 ani? Și vreo 60 de milioane de abonați în 5 ani. Eu zic că e bine. Că și așa făcea aici de încă vreo 3 ani. Deci PewDiePie face practic cam vreo 10, 11, 12 milioane de abonați pe an. Anul ăsta a făcut mai mulți abonați PewDiePie. Stella Dog. Nice. Hai să dăm acum la o dată mai importantă pentru cine e aici la începutul canalului, adică nici dracu. Când m-am apucat eu de YouTube în august 2015. Era, mă rog, 3 august sau ceva de genul. Atunci parcă au și pus bazuca prima melodie, aia cu primul foc. Cum arăta YouTube? Ia uite, ăsta e din Suicide Squad sau ce naiba? Da, 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 jocul din Suicide Squad. Watch Mojo și acum să ăștia. Ce dracu am dat? Am dat pe Comic Con First Look. Da, și văd că e cam ca acum. Uite, ți arată toate like-uri, nu ți arată ca și cu astea și la interfață e aproape la fel ca acum. Deci de prin 2013-14 nu prea s-au mai schimbat multe pe aici. Nicki Minaj, ce dracu mai e pe aici. Când am văzut prima oară thumbnail-ul de la ăsta, de la, cum zic, de la Taylor Swift, am zis că e baia Katarina din League of Legends. Ia, Wiz Khalifa, see you again, doar 666 de milioane de abonați. O fi un semn, oare? Cine știe? Hai să mai văd dacă pot să caut, dar n-am buton de search aici. Închide asta. Hai mă, pot să-i dau search aici. Na cartoons. No. Deci nu merg să caut videoclipuri pe acele căutări. Ia. Dar PewDiePie m-a lăsat să caut. PewDiePie. Poate merge. Se încarcă. Ia. Aha, mergi să căutăm YouTube, pe YouTube PewDiePie. Și PewDiePie în iunie 2015, ca achinator, făcea 2 milioane de views. Ce să mai, omul ăsta de ani de zile rupe YouTube-ul în views. Avea poza asta cu... Cum avea cu pumnul ăla acolo. Ia uite aici, în 2015, 37 de milioane de abonați. Vai de capul eu câți abonați avea. Deci și acum... Nu știu dacă sunt 5 canale care au atâția abonați.
cine dracu ar fi el, T-Series care are peste atâta, WW și încă vreo 2-3 canale de muzică. Deci și acum, dacă se oprea din făcut YouTube și nu ne abonați ăștia, tot rămânea printre primii 10. Hai să dau acasă pe YouTube aici și nasol că nu pot să caut cum se cheamă. Orice, că nu este screenshot pentru acele căutări. Mă, dacă se ocupă ăștia aici. Și abai, deci în anii ăștia era în vogă Taylor Swift, văd. Ia uite, Tonight Show, ăsta e de mult cu Jimmy Fallon. Știu că pe ce mai vin de ăștia de la WWE. Câte canale erau aici. Da, deci în vara lui 2015 cum a apucat, așa arăta. Hai să văd cum arăta YouTube cât am făcut. La final 2015 câți abonați aveam? 200 și ceva, 2016 momente memorabile. Hai să văd când am făcut primii 1000 de abonați. Am făcut undeva pe aici, mai, iunie 2016. Deja filmez de aproape jumătate de oră. Așa arăta YouTube atunci. Deci da, cam așa este și acum. Terminându-se călătoriile noastre în lumea YouTube-ului și cât de mult a evoluat. Deci, așa era YouTube la început. Și stați, hai să intru de pe incognito cum arată YouTube în ziua de astăzi. Ca să nu fiu logat, că merg să mă deloghez, dau aici pe YouTube. Așa. Ăsta este YouTube acum. Ăsta este YouTube acum 15 ani. Așa că, la mulți ani YouTube, că tot ai făcut 15 ani. Ma, cât s-a schimbat YouTube în atâția ani. Ce interfață avea atunci de efectiv era site de dating și ce interfață are acum, îți oferă tot ce trebuie. Totul simplu aici. Bine, la capitolul calitate, nu știu dacă ți-o mai oferă ca cea de atunci, că na, nu mai ai voie să zici anumite chestii, că sunt rasiste, că nu știu ce. În fine, cam ăsta a fost videoclipul. Poate pe univa la nostalgia, deci ăsta e primul screenshot. 28 aprilie 2005, ăsta-i. Da, atunci s-a înființat YouTube. YouTube Wiki. Deci ce pe ăsta? Pe Wikipedia. În februarie 2005, deci a făcut, da, așa, și ăsta e din aprilie. E cu două luni vechime, da, nu-i ciun bai. Ce pot spune? La mulți ani platforme noastre care probabil nu o să mai trăiască mult timp. Cine știe cât o să mai bem de ajuns, momentan nu are niciun rival, doar la gaming îl are pe Twitch pentru livestream-uri. Și cam atât, sper că v-a plăcut acest videoclip. Lăsați-mi în comentarii sugestii ce site-uri vreți să le așa să le verific cât de mult s-au schimbat de-a lungul anilor. Eu o să închei aici, o zi faină tuturor și așa e vineri când filmez, deci weekend. Cât mai pizdos și cam atât. Ciao, les!